Ne-ați De prezentat-o la rost. un moment dat directorilor de biblioteci din România pe o astfel de persoană care era directoarea unei biblioteci din Finlanda. Finlanda. Mi-ar face tare mult dacă le-am povestit și celor care ne ascultă acum câte ceva despre modul în care în Finlanda poate fi gestionată o bibliotecă. În primul rând că doamna despre care faceți vorbire, Suniva Drachiokama, este managerul mai multor biblioteci din jurul Helsinki-ului, biblioteca cea mai importantă fiind situată în orașul Espoo, Un oraș satelit al un oraș Helsinki. satelit al Helsinki-ului, unde este și fabrica Nokia Da. sau sediul central al companiei Nokia. Ca urmare, vă puteți imagina care Bugetul este ei este că bugetul, da, 27 de 27 de milioane milioane de de euro, euro, da. ceea ce e halucinant, dar și Aproape. utilizatorii ei se ridică La la 90, peste da. 90% din Da. populația comunității, ceea ce este Adică 9 din iarăși 10 cetățeni finlandezi frecventează folosesc, da, biblioteca. folosesc serviciile bibliotecii, Așa da. e. Unul din lucrurile importante referitoare la biblioteca din Espoo este, de exemplu, că biblioteca este situată la ultimul etaj al unui mall. Asta ca să vedeți modul în care în modul în care ei percep clientela bibliotecii. Ne spunea cu o mare nonșalanță că ei se pare normal ca în momentul în care oamenii merg la mall să vină după aceea la bibliotecă Sigur că să da, ia o dinamica carte. relațională se Exact. întâmplă Da. acolo, relațiile cele mai multe, comunicarea cea mai multă e acolo, Da. acolo ne punem și noi în drumul Da. În drumul spre utilizatorului, casă sau da, în drumul spre spre mâncare sau de la mâncare, mâncare spre loaziri. exact, da. Astea erau unul din lucrurile pe care ni le spunea Suniva. Ne spunea de asemenea și, sau ne dădea câteva sfaturi despre modul în care e necesar ca managerii de biblioteci să stabilească relații, să-și construiască relații și să-și dezvolte relații cu autoritatea publică locală. Nimeni și am fi naiv să credem că cineva ar veni la bibliotecă și ar zice, oh, sunt filantrop, vreau ca biblioteca să aibă bani. Trebuie să pornim de la o realitate. Biblioteca, împreună cu alte instituții culturale, la concurență pentru o felie din banul public. Ca să primești banul public, trebuie să arăți de ce trebuie să-i primești tu și nu ceilalți. Trebuie să arăți de ce serviciile tale sunt relevante și nu alte servicii. Și Gândind de ce altfel. ele produc Exact. noi Exact. comportamente, comportamente care pot fi Unde este măsurate? valoarea lor Sigur adăugată că pentru da, comunitate? exact. Și de Dacă ce nu. aceea este cultură și nu, să zicem, divertismentul cel Da. mai banal e cultură. În plus, poți să o măsori și în termeni cantitativi. Câți oameni beneficiază de serviciile bibliotecii? În termeni de sustenabilitate. Ce se întâmplă dacă autoritatea publică locală îți dă bani ție sau îi dă pentru alte inițiative culturale? Adică și biblioteca trebuie să înceapă să se promoveze într-un mod foarte pragmatic. Asta este. Asta e concurența. Banii sunt puțini. Da, ea e într-un mediu concurențial și Exact. trebuie să-și obțină Exact. bugetele prin parteneriate, Sigur. prin licitații de programe, Asta prin e un cuvânt care îmi place aplicații. foarte mult, pentru că în vestul Europei și în America o să vedeți foarte des parteneriate încheiate între bibliotecă și alți stakeholder comunitari. Aproape că nu există bibliotecă publică în străinătate care să funcționeze numai pe baza staffului bibliotecii. Bibliotecile publice în străinătate au voluntari. Au parteneriate cu organizații neguvernamentale și acolo unde există puțin staff să folosesc voluntari. În America, de exemplu, sunt voluntari de la diverse organizații neguvernamentale care oferă cursuri de engleză imigranților. Nu-i nevoie să ai un staff specializat în oferirea de cursuri de limba engleză. Important e să găsești acel partener care să identifice un interes comun cu tine, bibliotecă, și care să oferă aceste servicii. La fel, în momentul în care biblioteca are nevoie de fonduri, există asociații de prieteni ai bibliotecii, a căror unic scop este acesta: să strângă un board de oameni care împărtășesc același interes față de dezvoltarea comunitară și rolul bibliotecii în dezvoltarea comunitară, și care, prin evenimente caritabile sau de fundraising, strâng bani pentru diverse nevoi ale bibliotecii. Alte biblioteci au parteneriate sau au diverse înțelegeri cu autoritățile publice locale și un anumit procent al anumitor taxe sau al anumitor amenzi se duce direct spre serviciile bibliotecii. Da, sau intervin, de exemplu, în reglarea
să zicem, comunitară pe probleme de, să zicem, bolnavi de autism, sigur, controlul sănătății, da, dacă e să fim în zona aia, sau educația privind anumite aspecte ale vieții civice și publice, sigur, da, în care serviciile specializate de tip Direcția de Sănătate are interes ca publicul bibliotecii să se instruiască și prin serviciile acesteia. Prin urmare, virează un anumit quantum din bugetul ei pentru ca acolo să se facă educație. Aici trebuie să spun cu mândrie că se întâmplă deja genul ăsta de lucruri și în România. Una dintre colegiile mele de la IREX, Daniela Drăghici, care e o promotoare a egalității de șanse, ne-a semnalat deja diverse evenimente care se întâmplă în bibliotecile publice, de exemplu cu supraviețuitoarele ale cancerului de sân, cu discuții sau dezbateri pe tema violenței domestice, adică și în bibliotecile din România, încet, încet, genul acesta de activități încep să-și facă loc. Și încep să-și facă loc pentru că sunt oameni care doresc să vadă biblioteca, că biblioteca devine acest spațiu public, acest spațiu comunitar. Și că biblioteca nu este proprietatea doar a unul din 10 cetățeni care folosește cărțile pentru că sau care folosește serviciile clasice de bibliotecă și își găsește acolo un refugiu în care să se documenteze, deci, pentru ceva. De la ceva. Biblioteca care, să zicem, răspunde unui concept eroic, adică eu sunt, da, un erou al cunoașterii, mă duc, iau un geamantan de cărți, le citesc, da, le nu știu ce, trecem încet, încet către biblioteca care este producătoare pur și simplu de utilități, da, sufletești, sociale, publice și așa mai departe. Individuale. E în mijloc, în intersecția asta, tuturor intereselor publice, care nu noi sunt interese strict de hrană și, exact, de odihnă. În rest, toate celelalte pot trece pe acolo. Noi am făcut un studiu la IREX ca să vedem ce caută cetățenii români în momentul în care folosesc calculatoarele. Și am descoperit că foarte mulți dintre ei caută informații despre sănătate, doctor la care să meargă, să-și facă programări la anumiți specialiști. Al doilea tip de categorii pe care îl caută românii sunt informații legate de educație. Îi interesează licee, înscrierea, probele de bacalaureat și așa mai departe. Un alt tip de informații este legat de guvernarea electronică, relația cu autoritățile publice locale. Și aici aș vrea să vă dau cazul a două biblioteci publice, una din Buzău și cealaltă din Vrancea, cred, unde bibliotecarul i-a ajutat pe fermier să-și completeze formularele pentru ca să obțină, da, subvenții de la APIA. Așadar, biblioteca începe și în România. E adevărat că cu pași mărunți. Suntem, proiectul Biblioneta a debutat... Schimbări de mentalitate care, absolut, ca peste tot în lume, sunt lente. Nu, absolut. Nu, da, nu e de așteptat de și azi pe mine. Și nu e doar schimbarea de mentalitate a publicului. E vorba și de schimbarea de mentalitate a bibliotecarului. Și trebuie să recunosc aici că am găsit în biblioteci niște oameni extraordinari. Extraordinari. Oameni care fac cinste profesie de bibliotecar. Oameni care sunt dedicați comunității în care trăiesc și oameni cu care ne-a fost foarte, foarte ușor să lucrăm. Mulți dintre ei ne spuneau, nu ne vine să credem. Nu ne vine să credem că cineva s-a gândit la noi. Pentru că investiția făcută până acum în biblioteci a fost derizorie. Și iată că vine un program de 27 de milioane de dolari care se adresează specific unei profesii. Și mulți dintre ei ne-au primit cu brațele deschise. Am avut bibliotecari aproape de pensie care au venit la cursurile noastre de formare profesională și ne-au spus, mi-ați schimbat cu totul viziunea despre ce am făcut și despre ce trebuie să fac în continuare. Da, noi bistrițenii suntem într-o situație cu totul specială, pentru că comunitatea, pregătindu-se să aibă un nou sediu biblioteca, da, sperăm un sediu nou pe care autoritățile îl vor construi în perioada imediat următoare. Interesul nostru este să colaborăm cât mai mult cu o, da, fundație ca pe cea pe care o reprezentați, pentru ca serviciile pe care le vom oferi după aceea să fie unele cu adevărat moderne. Adică, absolut, nu suntem în situația în care să modernizăm o instituție, ci să construim direct una modernă și să avem un spațiu din ăsta de convivialitate
Al treilea spațiu. Da, al treilea spațiu, a treia. În ceea ce privește reacția autorităților, aici sunteți mult mai calificat decât mine să aveți o părere. Eu sper, sincer, că autoritățile publice din județul nostru, dar nu numai din județ, ci și din oraș, pentru că utilizatorii Bibliotecii Județene Bistrița sunt, în primul rând, bistrițeni. Nu sunt locuitori. Da, asta e un semnal, da, ar trebui ca să le spunem tuturor că, de fapt, în toate marile comunități, autoritățile județene și cele locale, municipale, colaborează, pentru că utilizatorul este, în primul rând, un cetățean al orașului, nu? Exact. Și s-ar cuveni să existe o îmbrățișare în sensul... Da, ar fi de bun augur să existe un acest gen de colaborare între suportul pe care îl oferă Consiliul Județean și suportul pe care îl oferă Consiliul Local. Da, pentru că în felul ăsta să se facă cât mai repede, pentru că efectele unei educații pe care biblioteca o face sunt la cel mai înalt nivel stimabile și te deprovincializează, că până la urmă asta e, în clipa în care ai intrat într-o comunitate informațională ca cea pe care ți-o oferă internetul sau biblioteca, ești deja cetățean al universului, aproape că nu mai ești român. Ești cetățean al planetei. Ești cetățean al planetei. E cea de-a treia identitate. Exact, prin serviciile pe care ți le oferă pur și simplu accesul ăsta la informație. Ce proiecte are IREX-ul pentru perioada care urmează? El va mai funcționa? Da, programul național Biblionet va funcționa până în 2013. Exact. Noi avem incluse până în acest moment 30 de județe. Obiectivul nostru este să avem incluse toate cele 41 de județe ale României în programul Biblionet. Fiecare bibliotecă județeană este dotată cu un centru de formare care primește din partea programului Biblionet 11 laptopuri, videoproiector și ecran. Ne propunem ca la nivelul fiecărei biblioteci județene acest centru de formare să dăinuie după ce programul Biblionet își va fi încetat existența, iar asta va fi o inițiativă legislativă pe care ne gândim să o propunem actualei guvernări. În ceea ce privește formarea profesională a bibliotecarilor, o să continuăm. Avem un target de aproape 3.000 de bibliotecari formați și ne apropiem de 1.200 în prezent. Iar în ceea ce privește dotările, ne propunem să atingem cel puțin 2.100 din 3.000 de biblioteci care există în acest moment în România, biblioteci publice. Iar ceea ce rămâne neacoperit, sigur că poate intra în sarcina bugetelor locale, provinciale și așa mai departe. Și sigur că și după ce, să zicem, actuala aparatură pe care ați donat-o bibliotecilor se uzează moral sau pur și simplu se uzează, în mod normal, serviciile fiind create, e foarte bine, legislația fiind armonizată, e foarte bine ca bibliotecile să-și dezvolte ele de la sine, poate chiar pe traiectorii pe care dumneavoastră nu le-ați gândit și nu le-ați bănuit să-și dezvolte serviciile astea în funcție de nevoile fiecarei comunități. Așa Absolut. Îmi imaginez eu.